but you made click. No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la o serie nouă. De asta încep o serie de Call of Duty 2. De ce? Ei bine, mi-a venit cheful să joc și eu ceva pe tema celor de-al lui era război mondial. Hai să începem. 1939. The armies of Nazi Germany begin their conquest of Europe. Hai că ajunge cu lecția de istorie. Mă rog, de zicea pe acolo, Germania a atacat Europa în 1943, când a început războiul. Puterile centrale contra Antante sau cum erau taberele pe atunci. Deci suntem acum în Uniunea Sovietică în 1941, la fix 10 zile după ziua mea, minus multe decenii. Vă rog, hai să începem. You will have to move faster than that, comrade. You will need a real weapon if you wish to kill the fascists. Look at your compass. Bun, hai să mergem să ne luăm arme. F, ok. Deci așa îl dau cu patul de la armă, așa sar. Ok, și cum dau sprint sau nu merge sprint? Bă, nu e sprint în jocul ăsta. Bă, dar trebuie să-l dau un pic mai încet sau de cam tare. Așa. Bun. Bun, deci trebuie să tragem în... Nu, să nu schimbe controlele. Hai că începem cu o serie de antrenamente. Zici că... Hai, pot să trag 1, 2 switch weapons. Da, 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 da. Ce ar mai să sparge sticla asta? Deci acum ne antrenăm să tragem cu arma, de parcă n-am mai jucat shooter la viața noastră și se pare că nu se... Bă, dar nu mai vrea... A, stai! Acum trebuie să trag în căștile astea. Poc, poc. Hai că dăm headshot-uri ca la CS. Deci ăsta a fost antrenat pentru că suntem sub presiune, bun. Shift, na, na. Bun, deci să ne luăm grenade. Stai, ăsta ne-a dat cartofi. Deci înseamnă, bă, să fii în armata roșie. Deci ăștia n-au avut bani de grenade. Una acolo, una acolo și una acolo. Mai dăm niște cartofi, bun. Hai că asta a fost mișto. N-au avut ăștia bani de grenade, așa că ne-au dat cartofi. Sper că nu doar la noi la români se face economie pe ceea ce nu trebuie. Bun. Opa, avem un prizonier, se pare. Ce dracu' i-a băgat ăsta șoseta în gură? Parcă ar fi mic folie ăsta. Fine, WW, nu știu la ce mă refer. I-a băgat ciorapul în gură. Mai mult ciorap chiar. M-au o cininge afară, dacă... Vin nemții încoace. Bă, nu înțeleg. Acum, la capitolul ăsta, noi suntem în armata roșie. Deci, practic, suntem ruși. Și ăștia vorbesc în engleză. Bine, practic, cum era să fi pus pe ăștia să vorbească în... Rusă și-ar fi pierdut farme cu jocul, dar mă rog. Opa, suntem atacați de nemți și mereu am tința să dau shift. Să prind sprint, dar nu merge sprint în jocul ăsta. Dacă știți cumva cum se dă sprintul în jocul ăsta, să scrieți comentarii că pe shift sau pe cătrălă nu merge. Asta e cu mine. Fugi, 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 fugi. Bun, hai că am scăpat. F.
Avem și grenade, bun. Și acum o să-mi dă armă cu un singur glonț. Hai, mai da și voi niște muniție, ceva. Bun, altă muniție. Avem o scară. Dă-te fă să urc pe scară. Dă-te fă din potecă, bun. Ok, smoke, cum se... A, pe 4. Hai mă, să declanșa smoke-ul. Ăsta-i smoke. Mai mult fum face o țigară de-a lui Snoop Dogg. La propriu. Ok, time to play the game. Dacă ăștia sunt nemții care au pe care să câștige ambele războaie, eu mă fac popă. Bun, deci ăștia sunt foarte proști, o să-i omorăm destul de ușor. Scoate capul de la cutie. Ma, jocul ăsta mi-a amintește Brothers in Arms. Era mai fain sistemul de trage acolo, nu era doar cu click dreapta așa. Puteai să te pui după pere să dai Q și... Bă, dar nu pot să le iau pe ăla că-i prea... Bac. A, nu l-am luat? Mă, ce l-am aruncat? Fix de acolo se uită ăsta. Cum s-au îmbrăcat ăștia în alb, zici că-s din Wolfenstein. Deci trebuie să intrăm acolo, hai că facem o ocolire mică. Mor, bă, fire al dracu. Da? Ăștia nu mor așa ușor. Am o grenadă. M-au dat mult mai bubuie grenadele aici ca la Far Cry 2. Opa, îți demagiuit rău. Bun. Ce-mi place mie la jocul ăsta este că nu-i ca la Far Cry 2 și anume când dai click dreapta, rămâne apăsat, nu trebuie să-ți apăsa click dreapta o când este uiți pe țintă. Ăsta e mor. Hai că încerc să trag prin perete, parcă aș avea coade și... Al dracu vrea să mă bată cu patul de la armă. Opa, bagă-te și la adăpost. Niet, vino încoa. Nu stai că nietul era la ruși. Ce cuvinte știu și eu în germană? Bavaria, nein. De asta că Bavaria e substantiv propriu. Ăștia-s cu mine. Hai să le dăm o grenadă. Și le mai dăm una. Cred că aia seri peste gard. Oh, ce a bubuit. Cred că ăștia au fost. Hai că arată fain focul aici. A, mai sunt și acolo nemți. Vin nemții peste noi, firea rai dracu. Apropo, în caz că nu știați, Hitler, care a fost comandantul armatei naziste în cel de-al doilea război mondial, înainte de asta a primit premiul Nobel pentru pace. Bine, înainte de război, după război nu cred că îl mai dădea nici dracu. Aole, cu mine. Ok, pe unde mai sunt ăștia? Rusnaci, pardon, nemți. A, uite la aici. Mamă, cum e îmbrăcat ăsta, zici că din Assassin's Creed luat. Gata, e luat și ăsta. Cum să ne dăm de aici? Bubuie, hai că a bubuit. Deci, să înțeleg că asta a fost prima misiune, nu de fapt că zic, mamă, ninge și minus 20 de grade afară. De fapt, pentru rușii asta ar cam fi o temperatură de primăvară, cam așa mai de dimineață pentru ei. Că un minus 40 de grade e o nimica toată totuși. Ăștia beau la vot că îi menține tare. Nu le intră frigul deloc. Și noi ne văităm la minus 10 grade noaptea că ne e frig. O să m-am stricat un glonț.
De să înțeleg că sunt în baza lor sau ce? Ok, 3 ce avem mai așa și pe 4 grenada. Oh, se lasă jos când e damage-ul și se ridică. Destul de interesant chestia asta. Cred că a vrut să dea. Opa, grenadă, grenadă. Dă-te în spate. Hai, bubuie. A. S-a adus dracu, săracu. Oh, hai că asta e de cât semi-automat, ca să zic așa. Ia mă, pe aici nu pot să merg. Ba da. Sau ăla nu-i om. Cred că era ceva bolovan de pe afară. Bă, dai un pic cam întuneric aici, să dau un pic mai tare luminositatea. Hai că așa mai merge. Mă, ce trag ăștia. Grenadă. Fugi, 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 fugi. Mă rog, în cazul ăsta sari. Bă, deci dacă știți cumva cum se... cum e sprintul în jocul ăsta, dacă e sprint, să-mi scrieți comentarii. A, pot să le mai... E și aproape să-i șcăl pe loc cu arma asta. Ok, facem ceva parcur pe aici, sărim parcă am fi la Minecraft. A, astea erau manechin, în asta vreau eu să trag. Deci acum suntem în partea războiului. Deci... din ce am fost atent ce zicea pe acolo când s-a încărcat jocul, noi suntem în Rusia și au venit nemții peste noi. Cred că e atunci când armata germană vrea să ajungă până în Stalingrad sau nu mai știu unde la, să-și ia resurse de petrol. Dar atunci rușii au distrus. A avut Stalin armata pregătită și a terminat pe nemți, rușii. Ia să schimbăm și noi arma. Opa, grenada nemțească măcar de calitate așa. Oare nemții aveau un război al mondiale tancuri de la Mercedes sau BMW? De fapt, nici nu cred că fabrică ăștia la Mercedes și BMW tancuri, dar zic și eu. Hai mă, vreo căpățână. Uite aici o căpățână. Hai că e mort ăla. Ma, parcă aș fi cu semi-automata de la Counter. Cumva unul ăsta la Akbar să n-am înțeles eu bine. Cred că n-am înțeles eu bine. Opa, ați damage-uit. E bine că măcar în Call of Duty nu trebuie să stai să faci rost de HP. Ți se reface automat. Ia grenadă, te drec. A, uite acolo grenada. Mai sărim o leacă pe aici. O să rămânem fără gloanțe în semi-automat, asta trebuia să iau MP40-ul. O să bubuie, hai că a bubuit. Mă, ce a dat ăsta cu 4 de la armă? Să iau MP40-ul? Hai că mai țin arma asta, că am gloanțe destule. Sau poate cine știe, o folosește armă de... Băi, ăștia scu... Perfect, am tras în ăla al meu. Sunt geniu. Ok, deci trebuie să mergem prin... Parcă așa era și o mapă pe CS Havana sau cum se chema. Tot așa era un perete spart și mergem prin el când era etero. Deci pe aici nu nimic, să că scoburăm. Acolo un prim beciu domnesc. Au ăștia pe aici niște vin ceva, văd că... Ok, deci trebuie să mergem prin tranșeele astea pe aici. Ăștia-s de-ai mei, un rănit, nu e bine. Dar jocul ăsta mi-amintește foarte mult de Brothers in Arms. Jos. Dacă calcă pe tine un tank de ăsta, te-ai dus, dracu. Să luăm doi că-s late astea și nu sunt păroți. Mamă, dacă eram aici, o beleam. Așa-s cu mine. Acum presupun că cu armata americană nu mai sunt în armata roșie, ca în emisiunea anterioară.
Stai, ce altă armă să schimb? Ce asta? Mamă, sniper preistoric, ca să zic așa. În ghilimele, de fapt nu-i preistoric. Sniper... de... nu știu. Mă rog. Opa, vine ăștia cu mai bine rămân acolo. Aia cu sniperul ăsta old school, să ne cum e. Bă, dar n-am suportat niciodată genul ăsta de țintă la snipere. Ok, deci ăștia... dau cu rachete. Mă, ce vine încoace. Oh, dar se balansează mult arma. Pu, dar framează aici. Bă, sper să nu se audă prea tare cum urlă ăștia pe aici. Da, sper că vin rușii peste noi și am cam belit-o. Hai mă, încarcă futu-s gâtul mătii de armă proastă. Bag pula. Folosim mitraliera. Mă, până unde ajunge ăștia. O să ne rupă nemții. Oare de câte ori, în loc să zic nemții, am zis rușii invers. Hai mă, și tu rus, neamțule. Vreau să zic rusnac. S-au venit să zic de ruși că de la Far Cry. Nu vorbeau eu în rusești. Da, mai vine un wave. Ok, gloanțe. Ăla cu mine. Mă, ce s-a ridicat ăla. Mă, dacă se... cum îți sare ținta. Dar nu putea să-i fost cu încărcător asta, că de ce nu? Mai bine rămâneam la cealaltă armă. Hai, sărim pe geam. Nu putem. Asta e un aragaz. Ma, dacă era și un Kalashnikov pe aici, era perfect, dar nu cred că se inventase Kalashnikov-ul pe vremea războiului. Sau poate un fel de prototipe, ca să zic așa. Vreme modele. Deși, trebuia să-mi fi dat la misiunea anterioară, dacă era. Uite steagul nazist. Mi-amintește de Wolfenstein, Return to Castle, am vreo 4 episoade și de la pe canal. Mordă-te, drec. Al drag, ce s-a ridicat. Ah, dar zici că e sniper elita aici ăla, cum trebuie să-i sniperesc. Mă, ce-a fugit ăla. Ia dă-mi cu acea arma asta că mă duc peste ei. Hai, că aici nu-i bine să facem rush. Mă, ce sareți? O, oh, fix în cap i-am dat. L-am luat din mers, nu cred că l-am luat. Opa, hai să plecăm de aici. Ne dăm mai spate un pic. Hai că acum nu o să mai sară ținta. Amu, bă, ești nebun cât se balansează asta. Mă, ce-am luat căpățânalul ăla. Hai, încarcă. Opa, grenadă. Bă, dar cât naiba poate să arunce ăștia o mâine lui John Cena de... aruncă așa departe. O, m-a luat un sniper. Auzi, sniper prin zonă. Prin zonă. Auzi, nici mine prin zonă. Nici nu mai vorbesc cum trebuie. Da, până și încarcă ăsta cartușul. Hai să plec de aici că mă cam demegiuiesc. Ăștia hai pe butruga asta. Bă, ce copac gros au avut ăștia aici. Ok, am luat unul de la mitralieră. Hai să mai încarc un pic. Hai, după buturugă. Hai, uite pe unul acolo. Telecăpățânile. Opa, grenadă.
Bă, da, mai sunt mulți. Zici că își dau respawn ăștia metru pe ce mor. Poți să te ala la pânda acolo. Ok, de asta încoace. Trecem la lucruri serioase. Aici e ușa blocată. Opa, grenadă. Bați vă și vă ce era acolo. Au belit-o. Asta era cu mine. Asta era cu mine care i-am omorât aici? Nu, no, că aveau MP40-uri. Am murit firaței naibii de ruznaci. Al rec nu mai murea. Cât o văd că ai băut la viața ta, cât căcat ai mâncat. Primul echipamentul al dracu, parcă ați fi din Wolfenstein la New Order. Ok, și acum? De unde trag ăștia? Ia luați de aici o grandă mâncă, mea-ți. Boom! Rațenei. Ok, poate acum au deschis ușa aia. S-o pot lua pe scări. Presupun. Da, cred că au deschis aici. Nu au deschis-o. Ăștia sunt de noștri, da. Deci să pun TNT aici, nu. Să-l plantez, da. A, unul aici. Unul aici. Nu am zis, de ce trebuie să drămec clădirea când colo puteau să de deschidă ușa aici, să plecem. Acum să plecăm de aici. Hai că le dăm în clădirea până la urmă. Adevărul că e gloanțele sunt scumpe. Dacă să steci o groană încărcătoare, mai bine le bubui clădirea, nu? Run, deși n-ai sprint. Hai să vedem cum bubuie. De ce prins o să scadă mult FPS-urile acum? Bă, pentru un TNT de pe vremea cel de-al doilea război mondial, nu era explozia. Dar ați putea și mai bine. Acum se termină misiunea, să înțeleg, sau... Ok, deci... Am terminat misiunea asta. Ce beau aia acolo. Râznaci cu americani, n-au făcut alianță împotriva nemților, mă rog. Deci cam asta a fost pentru acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Sper că vă place această nouă serie. Dați și voi un like dacă susțineți seria și vreți să aveți și vreți episod în continuare. Hai că încep și eu să cerșesc like-uri ca mulți alți youtuberi. Scrieți comentarii dacă mai aveți vreo idee de joculeț de ăsta cu cel de-al doilea război mondial. Și ce să mai spun? Până data viitoare, ciao-le!